când creezi lumea, când simți că ți s-au dat frâiele, da? Fiecare are dreptul frâielor, la frâie. Când creezi lumea, tot timpul mi-a părea se întâmpla ceva și îmi plăcea, dar eu parcă nu particip în ceea ce se întâmplă. Și mi-a părea ori un cântec, ori ceva, o vorba cuiva, tu nu ești acolo. Nu e despre tine. Când creezi lumea, o creezi pentru... mulțumesc. Când creezi lumea, o creezi pentru lumea din jur. Dacă lumea din jur se simte foarte bine și tu faci parte din ea, e cumva... Dar nu ești în primele rânduri, n-ai ce căuta, n-ai, nici nu ești acolo, nu știu cum să explic. Mai minunat. E ca și cum observi lucrurile, da? Le simți, nu judeci, de ce nu judeci? Că asta sunt un pic biblic și nu e despre asta. Respect totul și nu e despre asta. Religiile, dar nu e despre asta. Okay. Înțelegi frecvențele. Încep să înțelegi frecvențele. Dacă e ceva ce nu ajunge până la om sau de la omul ăsta nu ajunge până la tine, e ceva în frecvențe. Asta nu înseamnă că el e mai jos sau tu ești mai sus sau invers, da? Dar e ceva acolo, e la mijloc. Așa. Majoritatea oamenilor ajung să se trezească și să ajungă la a înțelege lucrurile și a transforma lumea la o vârstă mai... Așa era pe timpul. Ori acum hățurile primesc și de mici copii. Primim. Și important e să înțelegi, uite acum mă uitam, ascultam ce zicea un sufletel de treabă despre vibrații și mi-a plăcut, mi-a plăcut înseamnă că rezonez și duc mai departe ce m-a învățat cineva, ce am auzit de undeva. Și intuitiv merg acolo unde, tot timpul o să merg acolo unde e liniște și o să optez pentru un oraș liniștit sau sat sau loc unde ești, că ești fieldul tău, da? Și optez pentru locul ăsta, cum e întrebarea de sufletul, unde ești sufletul, da? În ce loc e? Ei, sufletul e locul. Asta e genial, mi se pare. Deci, fără suflet n-ai avea câmpul ăsta, da? Fieldul ăsta. E însăși locul. Deci tu ești însăși. Așa. E excelent. Și... Da? E de aici, e deschis, al treilea ochi, tot de câteva ori încercam eu să povestesc ceva și mi se închidea sau ușa sau gura, termină cu prostiile de al treilea ochi. Eu zic sincer acum. Și dacă întâlniți așa oameni care zic, ei, asta lasă, asta pe altă dată, mi s-a întâmplat, da? Ori omul e foarte bine și sus vibrează și tu încă n-ai ajuns să-l înțelegi și pentru el e tabu, da? Al treilea ochi. Și pentru el e tabu că nu mai știi ce e cu el. Ori chiar încă nu s-a trezit și ești onorat, onorată să-l ajuți să se trezească. Cum? Dinăuntru tău. Da? Dinăuntru tău, proiectezi de aici frumos, în afara,
Cum proiectez? Nimic. Las lucrurile să se întâmple cum sunt și telepatic te duci cu gândul unde vrei tu. Dar să nu uiți spre binele tuturor, pentru că e câmpul tău. Spre binele tuturor înseamnă spre binele câmpului tău, da? Fieldului tău. Uite, magnetic în mine. Că trimiți și vine înapoi, trimiți și vine. De aici trimiți, da? Și vine înapoi. Și îți dai seama, mai ai dubii, mai nu știu ce intri înăuntru, da? Asta pentru mine să fie clar. Și atât de frumos și minunat. Și nu contează să se năruie, să se închidă totul. Tu ești înăuntru. Înseamnă că e câmpul tău care se curăță, se spală, se rezolvă, se schimbă. Și ai răbdare. Ai răbdare. Și acum începe să înflorească. Așa am avut eu de dimineață un cuvânt, primul cuvânt care mi-a venit. Înflorit. 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 Și tu, că eu ție îți spun mie, adică n-ai ce căuta în afară, tu vezi de treaba ta, transformi lumea, punct. Nu mai ai nicio treabă cu nimeni. Și când stai de vorbă sau vezi omul sau îl vezi cumva, înțelegi unde e, îl simți intuitiv, ai intuiția bine dezvoltată, îl simți, îl înțelegi la ce nivel vibrațional și dacă poți să-l ajuți, îl ajuți. Dacă nu, te ajută el, că e ping-pong și e foarte frumos și drum bun. Ce am zis? 7 minute.